Voi trebuia să aveți grijă de români. Voi ați eșuat. Tu, Florin Cîțu, ai eșuat big time. Suntem chiar pe unde... Pe unde provine domnul președinte când se duce la muncă în fiecare zi, vă rog, poftiți, vă rog. Florine, Superman, ai căzut în cap, zboară acasă, Lin. Vreau să mai spun ceva și să fiți foarte atenți. Eu nu voi purta niciodată o geacă pe care scrie votați PSD, niciodată. Cum aș putea când PSD este și va rămâne cel mai mare inamic al Partidului Național Liberal? Sunt sincer și direct, indiferent de costurile politice, așa că trasez o linie foarte clară. Cât sunt eu președinte al Partidului Național Liberal, nu vom face alianță cu PSD. Ne delimităm de acest partid toxic care a făcut rău românilor. Printr-un efort comun și printr-un plan de guvernare coerent, să încercăm să ajungem într-un ritm așteptat de către români. Eu cred că suntem pe un drum corect. Am avut o discuție cu reprezentanții Partidului Social Democrat despre situația în care se află astăzi România și despre soluții, în special. Am vorbit despre proiectele importante pe care deja le avem în program de guvernare, dar și despre alte proiecte care ar putea să intre în program de guvernare și care sunt importante pentru România în această perioadă, pentru români în această perioadă. A fost o discuție bună, o primă discuție bună. Bună! Mă gândeam așa, văzând pe unde provine domnul președinte, dacă provenind domnul președinte spre serviciu, de cât timp avea domnul președinte acest plan în minte? Unul celălalt de autorități. Ne luptăm cu PSD-ul PSD. Este incredibil PSD. Asta înseamnă o majoritate toxică. Și până când sunt eu președintele României, eu nu mai vreau PSD. De cât timp mergea la domnul președinte la serviciu având acest plan? Că despre PSD vorbește de mult. Vorbește de mult, da, de planul ăsta l-avea în cap când zicea cu PSD-ul, când vă zicea chestiile alea pe care voi le primeați așa încântați și după care nu mai puteați. Aveți o stare de încântare când vă zicea domnul președinte cu PSD-ul, ce rău e PSD-ul și că haideți, votați-mă pe mine împotriva PSD-ului. Se crea așa o stare de încântare pentru că vă plăcea să-l auziți zicându-vă cu PSD-ul. Așa cum vă place să-l auziți pe domnul Cioloș și având niște proiecte. Având niște proiecte cu țara asta, la fel, domnul Cioloș, modest, așa, trebuie să facem ceva, niște soluții pentru românii. Când vă zice chestiile astea, parcă vă crește așa un pic, vă face ziua mai frumoasă. Eu nu am un război cu alegătorii PSD-ului. Eu am un război cu PSD-ul, care încearcă să se cramponeze de putere în județe, în comunități. Și de aceea vă invit, dragi români, rămâneți conectați, mergeți în continuare la vot în număr mare, este extrem de important. Și sigur că vi se întâmplă lucrul ăsta și nu e important că vi se întâmplă, ci important e ce înțelegeți din ce vi se întâmplă. Că de întâmplat s-au tot întâmplat, adică nu e prima dată când se întâmplă. Problema e că nu se înțelege nimic din ce se întâmplă. Ideea este să reușim cumva să ajungem la situația aceea fericită din viețile noastre, în care să nu ne mai uităm la politică și la politicieni ca la niște supereroi, ca la niște oameni care au venit să ne facă ceva, nu să-și facă ceva. E un moment interesant pe care ar trebui să-l trăim, momentul în care ne decidem că, bă, ne place mai mult, mai degrabă ăla arată mai ca noi, vorbește mai ca noi, dar nu e ca și cum a venit Churchill. Nu e ca și cum, bă, în sfârșit avem un nou Carol I. Deci avem Alexandru Ioan Cuza, vrea să unească principatele. Deci să nu mai avem impresia că suntem în fața unui personaj istoric, să ne certăm cu cei din jur, să ne certăm cu prieteni, cu familie, pentru politicieni, că ni se pare că, domne, își bat joc de țară. Liviu Dragnea, la fel aș spune, un amic. Să nu mai aveți impresia că se joacă viitorul copiilor, că l-aveți pe ăla care, dacă nu e președinte, s-a adus viitorul copiilor, s-a încheiat, copiii nu mai au un viitor. Și din cauza inconștientei și a greșelii votului, că ați votat greșit
că se votează bine și se votează greșit. Numai lucrul bine făcut dă rezultate trainice. Dacă și tu crezi la fel, hai să descoperim împreună o altfel de Românie, normală. Iohannis, un alt fel de președinte. Să nu mai aveți starea asta așa de oameni providențiali care au dibuit-o ei, care și-au dat ei seama. Că totuși de la un anumit moment al prostiei, ar trebui să ne fie clar tuturor, poate ar fi interesant să ne fie clar tuturor, că n-am avut bă niciodată dreptate. Am avut un pic mai multă dreptate, parcă, dar nu era dreptatea aia. Era în Elveția, era în Elveția și de acolo a aruncat această zicere. Iohannis despre criza politică. Când veneau cei de la USR, că facem, că legem împreună cu PSD, cu AUR, nu e absolut deloc îngrijorătoare. Guvernul merge mai departe. Jos este declarația de astăzi, câteva săptămâni mai încoace. Criza politică trebuie să se termine. Aveți această stare de mitologică în privința lui Neamțu, ardeleanu, cu tare, mitologizarea asta. Domne, un om serios, domne, un om... Dom'le, avem un om serios, votăm un om serios, aveți această mitologizare din care trebuie să reușiți să ieși și bănuiesc că acum a forțat așa, ați ieșit. Sunteți ca aia care recunosc că da, există pandemie, ei bolnavi fiind pe patul de ATI. Deci cam așa sunteți acum, nu e mare lucru. Deci, erau unii care ne înjurau, bă nene, dar tu știi cât de rău ne înjurau, tentau mixaj, făceau urât de tot, că vorbim urât despre supereroilor din PNL și toți ăștia care înjură, înjură și în starea asta în care cam știu ce se întâmplă, i-au dat de cap. Haideți că v-am prins, haideți că v-am prins. Haideți că ați avut perioada aia două săptămâni de vacanță, de concediu, de lipsă de la trăiște, atunci v-ați schimbat. V-ați dat cu PSD-ul, că de-aia vorbiți așa. Sau v-ați dat cu USR-ul, alții. Un sfert de oră mai târziu, sigur, vorbesc despre Cioloș, fanii lui Cioloș. Ăștia sunt peneliști. Nu vei face un compromis cu PSD. Noi nu negociem cu Partidul Național Liberal. Nu face guvernare cu PSD. Alegeri anticipate. A negocia cu PSD înseamnă a negocia împotriva poporului român. Ce mi se pare mie important în ce ni se întâmplă acum e să reușim să ținem minte ce ni se întâmplă și să nu mai fim în fața momentelor istorice. Avem un moment istoric. Votăm pe Iohannis. Momentul istoric. Mergem să scăpăm de ciuma roșie. Păi el, Iohannis, era în spatele lui Joana, alături de Dragnea. Era premierul pe care l-ar fi pus Joana. Totuși, trebuie să funcționeze un pic capul când ești isteric în favoarea cuiva. Sigur că dacă mi-l pui în comparație cu Viorica Dăncilă, îl arăt și pe ăsta, deși cred că nici ăsta nu știa aia cercul dacă îl întrebi. Bă, dar nu poți chiar așa să idolatrizezi politicienii într-una. Deci ce mă enervează pe mine că nu poți să ai o stare de obiectivitate în România, să vorbești despre automat ești cu ălaltul, automat ești cu ălaltul, pentru că oamenii se îndrăgostesc de politicieni. E un moment totuși în care măcar ăștia, uite, acum sunt îndrăgostiți din nou ăștia de la USR, a avut o perioadă de dezamăgire și îi simt că ușor, ușor așa are și, uite, are și așa la... pe o bancă cu domnul Cioloș. Iară sunt îndrăgostiți de domnul Cioloș că le-a zis niște cuvinte frumoase. Bă, Cioloș al vostru! Era la conferința de presă, v-am scris pe Facebook mai devreme. Era la conferința de presă după ce a fost pus să fie premier. El știind că n-are nicio majoritate. El pierzându-vă vremea o săptămână ca să meargă până în emisiuni să vă spună ce grozăvie ar face el dacă ar fi premier. E, la conferința de presă a fost întrebat și veți negocia cu PSD. Omul a spus... întâi vorbim cu partenerii noștri de la PNL, dar excludeți varianta care ne... întâi vorbim, deci omul nu a exclus că va negocia cu PSD-ul. Așa că nu discută cu PSD-ul, așa că îi urez succes. Nu a zis că nu discută, dar a zis că prima opțiune rămâne refacerea coaliției de guvernare. Puțin probabil să se întâmple acest lucru. Partidul Național Liberal deocamdată spune că nu ar vota un guvern condus de Dacian Cioloș. PSD ar putea face... Dacian Cioloș. Că PSD-ul nu este a doua opțiune. Este cel mai mare partid din România, este partidul care a câștigat alegerile și mi se pare o abordare total neserioasă din partea domniei sale să considere că PSD-ul este a doua opțiune. Deci, practic, îl avem pe domnul Ciolacu deranjat de faptul că a fost pus pe locul 2 în această negociere și îl avem pe domnul Cioloș care s-ar fi dus încolo. Cred că vă e clar. A întrebat și reporterul. Domnule, a zis... Eu urmăresc declarații. Dacă stați să-l urmăriți pe Marcel Ciolacu, el niciodată, Marcel Ciolacu, nu prea s-a contrazis. Deci a fost foarte atent. El vorbește pe cuvinte, are felul ăsta de a vorbi pe cuvinte. El are ritmul ăsta, așa, sigur că are și
funcția care îi permite, că stai să-l asculți, că e președinte, dacă era nimeni pe lume, nu stătea nimeni să-l asculte pe cuvinte, cum vorbește. Dar fiind totuși pe funcția asta, lumea îl ascultă pe cuvinte, vorbind. Și el așa era foarte atent permanent ce spunea și dacă luați toate declarațiile pe care le-a făcut de vreo două luni încoace și eu le-am luat că sunt de meserie cu asta mă ocup. Așa, și le-am urmărit că trebuia să comentăm la televizor. Bă, nu poți să fie într-o contradicție cu ce îi se întâmplă acum. Deci nu e într-o, omul era într-un plan. În schimb, dacă luați pe amărâtul ăsta altul, pe Florin Câțu, sigur, doar să fii nebun să zici câte ai spus în urmă cu câteva săptămâni la congresul PNL, tu știind că vei face o alianță cu PSD. Să spui că a negocia cu PSD-ul e a negocia împotriva poporului român, doar dacă ești bolnav mental și nu e cazul. Deci e clar că lui Câțu nu i-au spus. Nu am înțeles. Ce se opune domnul Câțu? Să intre Partidul Social la guvernare alături de PNL. Dumneavoastră credeți că domnul Florin Câțu este decizional în ceea ce se întâmplă în acest moment în România? Eu am altă părere. E președintele PNL. Cine decide atunci? Succes în activitatea dânsului. Cine decide atunci? Bă, Câțu nu știa. Deci nu știa că ăștia au un plan. El nu știa de plan. Lui nu i-a spus de plan. El credea că va fi lider, deja se vedea prezidențiabil, care face, care drege. El nu știa că singurul scop al lui era să-l scoată pe Orban. Ăsta era singurul rol în piesa asta lui. Singurul rol al lui era să-l scape de Orban pe Iohannis, să-l scape pe Iohannis de Orban. Că așa gândește Iohannis. Iohannis gândește, la ce îmi folosește omul ăsta? La ce îmi folosește chestia asta? Ăsta la ce îmi folosește? Uite, domnul Câțu i-a folosit domnului Iohannis să-l scape de Orban, care în PNL avea o influență foarte mare. Autoritatea președintelui Partidului Național Liberal. E complicat să negociezi cu cineva care spune că atunci când vorbești de președintele Partidului Național Liberal, ar fi o glumă să fie... Deci tu acum la Câțu vine și spune, le vorbea cu antreprenorii astăzi, nu știu, s-a dus la... Vă promit eu că cu tare. Promiți tu? Păi, prietene, dar tu în urmă cu câteva săptămâni promiteai că nu se va face nicio alianță cu PSD-ul. Acum a promis că nu știu ce. De unde știu eu când promis tu, când se întâmplă ce promis tu și când nu se întâmplă? Deci vezi că omul nu mai are niciun cuvânt de spus în istoria asta. E o situație penibilă și domnul Câțu nu știa de ea, că altfel nu se explică această atitudine bizară a lui așa, știi? Iohannis avea planul ăsta tot timpul și când vă spunea vouă cuvintele alea care vouă vă plăceau foarte mult cu PSD-ul, că vă plăcea să-l auziți cu PSD-ul, mă întrerupea fiecare seară, la ora 6 intervenea el, zicea cu PSD-ul, zi, mă, stăteam, mă ascultam, așa, planul lui Iohannis, să știți că eu am intuiția că de atunci a plecat, pentru că totuși nu-i suficient de prost cât să nu înțeleagă faptul că publicul PSD-ului, după Dragnea, era destul de neactivat. Era destul de dezactivat. Deci nu mai avea nicio congruență cu poli, nu prea înțelegea, nu prea îmi plăcea, era demobilizat. Bă, dacă nu-ți vine ăla în fiecare seară la ora 6 să spună cu PSD, PSD, PSD... Bă, n-are niciun sens, n-avea nicio noimă, n-avea nicio noimă, ăla era un lucru care, sigur că guverna deja PNL-ul de un an, de ce vorbim de PSD? De ce vorbim de... Sigur că scopul acelui gest pe care îl făcea el acum 2 ani, când au fost alegeri prezidențiale, era tocmai mobilizarea publicului PSD de care va avea nevoie. El va avea nevoie de PSD-iști ăștia, deci planul lui era de atunci instaurat. Eu așa cred că altă noimă n-avea să-ți vină la ora 6 într-una să zică cu PSD-ul. Că nu-i ca și cum. Nu-i ca și cum cineva la momentul respectiv mai credea în pericolul PSD. Erau nimeni, erau aia nimeni. Deci gestul ăla a avut o noimă, noima a fost mobilizarea publicului PSD spre ieșirea la vot. Pentru că uite-l acum în ce situație ne aflăm. Bine, acum ce mă deranjează cel mai tare e starea asta de autorizare pe care o simt cei de la USR. Noi suntem, n-avem nicio treabă. Nu, eu v-am spus că trebuia, uite ăștia-s mână-mână, aceiași politicieni. Bă, vedeți-l că și pe al vostru, uitați-vă la al vostru, ar fi făcut absolut la fel cum a făcut Florin Câțu, absolut la fel, a și făcut de altfel când a avut prilejul. Îmi îndrăznesc să spun un amic. Băi, să amic, Victor Ponta? Cu care am colaborat bine când am fost, pe perioada cât am fost comisar european, când l-am și cunoscut mai bine și aș îndrăzni să spun un amic. Liviu Dragnea? Liviu Dragnea, la fel aș spune, un amic și cred eu că pe discuțiile pe care le avem legat de programul de guvernare pot să vorbesc și de o relație de încredere. La fel de ridicol dacă îi luați în brațe pe ai voștri și defilați cu ei ca și când, uite, ăștia sunt, i-am prins iară, aveți un partid care va face istorie, deci iară sunteți în aceeași situație ridicolă, încercați totuși să vă debranșează la situația asta în care vă faceți de râs într-una. Deci trebuie să reușiți, bă, vă faceți de râs într-una.
Bă, opriți-vă cu chestia asta. Vedeți bine că nu e niciunul al vostru. Ăștia îmi plac mie mai mult. Acum, ăștia îmi plac mie. Asta trebuie să fie atitudinea unui om corect la minte. Bă, îmi plac mai mult ăștia. Parcă-s mai... Dar nu te duci, nu ești fanatizat, nu ții cu steaua de mic, n-ai ținut cu PSD-ul, n-ai fost PSD-ist de mic, n-ai fost USR-ist de mic. Și uite finalul. Trebuie să mergem toți la vot, trebuie să curățăm România de PSD, trebuie să arătăm tuturor că România alege să meargă alături de Uniunea Europeană și alea ține și ce. Trebuie să-i trimitem pe Ciolacu, Tudose și Grindeanu. Fii atent că îmi place cum o rezolvă ei acum, îmi place și mecanismul ăsta de rezolvare. Știi că totuși trebuie să le dai ceva tâmpiților care te-au votat ca să scape de PSD, trebuie să le livrezi ceva, ceva trebuie să le dai așa ca speranță. Se numește publicul ăla sever PNL, publicul dur al PNL-ului, trebuie să le dai ceva. Că ăștia se uită la tine și se gândesc, bă, ăștia nu sunt sănătoși la cap, ce fac? Trebuie să le livrezi ceva și aia cu, domne, crizele, cu tare, trebuie să avem, nu putem să stăm în situația asta de criză. Păi și tu rezolvi criza cu, nu merge logică, tu rezolvi criza cu PSD-ul? Păi PSD-ul e foarte rău. Tocmai că suntem într-o situație de criză, nu trebuie să vină PSD-ul, logic, nu? Tocmai acum te găsești bași. Dar publicul PNL acum nu merge cu la el cu chestia asta, nu funcționează treaba asta. Și atunci se duce așa într-o disipare a vinei. Am discutat cu cele două partide, vom merge în Partidul Național Liberal cu concluziile cele două discuții, iar decizia o va lua Partidul Național Liberal, nu o va lua președintele Partidului Național Liberal. Aceasta este o altă schimbare pe care am făcut-o după congresul din 25 septembrie, decizia se vor lua în partid, nu le va mai lua un domn singur. Cam asta e atitudinea, l-ați văzut pe Câțu tot timpul când e întrebat, zice, domnule, o decizie a partidului, se iau deciziile în forurile statutare, partidul a decis. Și începe cu o concluzie așternută pe apariția domnului președinte Klaus Iohannis. Am identificat un scop pentru care a ieșit președintele Klaus Iohannis 5 minute să nu spună nimic. Domnul Klaus Iohannis a ieșit 5 minute să spună că partidele trebuie să decidă, deci cumva să se exonereze de vina acestei întâlniri dintre PSD și PNL. Într-un fel pare acum domnul președinte ca fiind o nevinovăție, domnule, ei trebuie să se înțeleagă între ei, eu doar constat, eu n-am nicio contribuție, n-am nicio treabă și iată că s-au întâlnit între ei. Și la PSD trebuia să se găsească o soluție care să explice această chestiune. Cum intrați voi la guvernare cu ăia despre care a spus că sunt descria pe pereți, nu? Ce zicea? Sataniștii care ne conduc, ceva de genul, ceva groaznic, da? Și el vine și îi spune, e o situație de criză, trebuie să la publicul PSD merge. Facem un compromis pentru țară, e o situație, trebuie să scoatem țara, nu se poate să nu. Ce când v-ați guvernat lui în condițiile în care pentru ei erați ciumaroși, iar pentru dumneavoastră ei erau groparul economiei românești, etc. Cum vă veți armoniza? Ce idei comune aveți, dumneavoastră? Eu cred că am plecat deja de la o idee comună că Partidul Social Democrat e ciumaroș și nu crucea roșie. Dar ce vă aseamănă? Că spuneați că ați discutat foarte multe lucruri. Care sunt puntele comune între PSD și PNL? În primul rând, în acest moment, bună credință. Și are PNL bună credință în acest moment? Din tot acest dialog, așa a reieșit. Dorin Câțu e de bună credință? Am răspuns foarte clar. Scoate în țara din situația asta de criză, zice domnul Ciolacu. Și publicul, da, e o situație de criză. Problema este că a apărut planul ăla cu un premier la... că schimbăm premierii. Nu că se pune problema, dar de ce să dea PNL-ul premierul? Care să se schimbe odată la 2 ani. Deci au fost câteva discuții, dar nu a fost nicio concluzie. După discuția cu USR ați spus că sunt șanse mari. Corect. După discuția cu USR ați spus că... V-am spus că nu s-a ajuns la concluzie, dar este o variantă. Ce dăm noi premierul un an, apoi veniți voi cu premierul un an și tot așa. Ah, ok. Și apoi intervine o nouă problemă. Păi nu ți se râzi, mă! Că e o chestiune conjuncturală acum să ieșim din iarnă. Din necazurile astea în care suntem, nu era o situație momentană? Dom'le, trebuie să faci... Și Ciolacu astăzi încurcat, era să dăm diseară la emisiune, Ciolacu azi încurcat de situația... Da, n-a spus nimeni că e o situație pe... N-a spus nimeni că e o chestiune că pe 7 ani, asta cu 7 ani, n-am, nu există. Așa, eu zic că e o variantă până în primăvară. Și o variantă până în primăvară. Păi și atunci, cum faceți? Că tocmai vorbireți dumneavoastră ieri? Nu? Cu premierul, că domnule, un an fiecare ca la Israel. Dă-i seama că dacă te pui pe ei așa, oamenii nu sunt neapărat. A, nu, așa au cât de cât. Ăsta e mai riguros în vorbit. Se face mai puțin de râs Ciolacu, pentru că se face mai puțin de râs Ciolacu pentru că el știe planul. Și când știi planul, ai oportunitatea, ai văzut la Squid Games acolo. Ăla de știa cam ce probe urmează, știa să se organizeze un pic înainte. Ăsta, Câțul săracul nu știa despre ce e vorba, nu știa ce se întâmplă, tot timpul era surprins, avea și fața aia surprinsă și îmi place tonul ăsta, cum crede el că o rezolvă, că vorbește, are vorba aia așa.
ce o să facem cu PSD-ul, așa, sperând să n-ai, pentru binele română, o să vorbim, am vorbit și cu cei de la USR, și are un ton așa de lucru normal întâmplat. Dom'le, e normal ce se întâmplă. Nu o să vorbim și cu ea. Deci omul mai e un pic și spune și de pandemie. Nu există nicio pandemie, dar nu așa, nu există nicio pandemie, virusul acesta e ceva inventat ca să putem să implementăm dictatura medicală. Au reușit și au ajuns în momentul de față în Parlament, înjurându-l pe altul, într-o spaimă de celălalt. A ajuns acolo datorită unei spaime sau din cauza datorită unei spaime de celălalt. Și acum sunt puși în această situație hilară în care trebuie să negocieze cu celălalt, în fața auditoriului care l-a votat tocmai pentru că nu este celălalt. Ăsta este motivul. Pentru că nu este celălalt. El în sine, nereprezentând un motiv suficient de a fi votat. Singurul motiv pentru care a fost votat Klaus Iohannis a fost că nu este Viorica Dăncilă. Ia uite guvern. Rockerul nostru. Ia uite rockerul nostru care a fost la colectiv. L-ați văzut? Dom'le, noaptea aia a fost acolo și acum a fost și noaptea. A mai fost și la Unire. Domnul Câțu a mai făcut și Unirea, nu se spune asta, nu vă spune la televizor asta, a făcut și Unirea. În 1918 a fost lângă Ferdinand, era acolo, avea, era un cap acolo lângă Ferdinand, a fost, a făcut. Ce mai e de zis, ce mai e de zis, ce mai e de zis, că nu mai e nimic de zis, e de făcut. Nu vă mai îndrăgostiți de politicieni. Încercați să reușiți să nu vă mai îndrăgostiți de politicieni. Domnul Florin Câțu a aflat în această situație destul de tranșantă, în care singura variantă de viață ar fi cu PSD-ul. Și acum să vedem ce zicea domnul Câțu în septembrie. 8 septembrie 2021, Florin Câțu. PNL nu poate fi șantajat. Păi da, mă, că de regulă te șantajezi pe ceva, la menis că îi creezi un prejudiciu. Da, da. Ce mai poți să-i mai faci cu PNL-ului acum, corect, ca să-i distrugi imaginea? Da. Ce, să-l duci, să-l cobori în sondaje? Da. Când te aliezi cu inamicul numărul 1. PSD? PSD, oameni buni. Așa? Și vrei să dai jos un guvern PNL, da. Lucrurile se complică. Lucrurile se complică, tată. Dom'le, e super. Bun, hai să vedem unul care complică lucrurile. Știi ce o să explice Florin Câțu? Da, mențin declarația. Când te aliezi cu inamicul numărul 1 PSD și vrei să dai jos un guvern PNL, lucrurile se complică. Lucrurile se simplifică, în schimb, când te aliezi cu inamicul numărul 1 PSD și vrei să pui un guvern PNL. PNL, corect. Da, 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 da,